Să filmăm și dacă zice să nu mai filmăm, ne oprim. Ale nu mă filma. Moș Crăciun, cuplete d'albe. M-am încurcat. Nu, spune să mă gândesc la ceva. Serios că nu pot. Nu știu, dar aștept ce să zic. Ajuns la atelier, ne-am cunoscut. La început am crezut că o să fie ușor. Mi-a plăcut că am învățat să interacționez cu oamenii. Filmatul, nu aveam nicio idee legată de treaba asta. Cum să faci trepede să stea drept. Și să cer permisiunea când filmezi ceva. Cred că am învățat să comunic mai mult. Poate așa. Am învățat să fiu mai deschisă și să nu mă tem să vorbesc despre lucruri care poate mie nu-mi plac. Am învățat să lucrez în echipă. Sunt mult mai comod în fața camerei. Am învățat chestii despre Timișoara și despre oamenii din Timișoara pe care nu le știam. Am trecut prin toate etapele, de la filmare până la montaj. Am avut foarte multe momente plăcute, momente în care am râs și am avut și momente în care cumva mi-a fost greu. Eu tot filmam și filmam și filmam și Bogdan îmi zicea că mai du-te și filmează. El îmi vorbea cumva de parcă eu aș ști că trebuie să ilustrăm și eu credeam că trebuie să desenez ceva, ce trebuie să ilustrez. A fost foarte multă muncă, dar nu m-am simțit niciodată obosită, adică m-am simțit obosită, dar obosită din aia foarte faină. Mi-am dat seama cât de multă muncă, enorm de multă muncă în spatele oricărui cadru și oricărui secțiune dintr-un film. Și cât de mult trebuie să mergi, cât de mult să filmezi, cât de mult tai, lași pe din afară față de ce rămâne în varianta finală. Îmi dădeam seama că filmele sunt greu de făcut, dar aveam impresia că nu-i chiar așa. Trebuie să ai mare grijă la montaj, că nu poți să pui un cadru pur și simplu și lași să meargă. Și sunetul e destul de important. De ce ai? N-are cardul, e în laptop, du-te ia-l. Am rămas cu foarte multe informații pe care eu sunt sigur că o să le mai folosesc. În alte proiecte, în viață. Că nu e doar film, e și experiență personală. Oricine ar trebui să încerce chestia asta. Dacă poți să mai participi, aș mai participa. M-am atașat foarte mult și acum am greu să rup așa Skype. Eu vă fost bun sau trebuie să mai încerc o dată? Păi vorbiți mai încet acolo. Vorbea? Vorbea, Raul? Da? Iară tu!